Într-o lume în care istoria este scrisă de învingători, o carte supraviețuiește testul timpului, spunând poveștile celor care îndrăsnesc să o protejeze. Cartea aceasta e mai mult decât un simplu text, este o mărturie de supraviețuire, o călătorie în timp. Creat în timpul Inchiziției spaniole, paginile sale vorbesc despre toleranță, dar și suferință. Fiecare pată, fiecare defect al acestei cărți spune povești despre curaj și suferință. Cum a supraviețuit această carte într-un oraș controlat de naziști? Asta nu e doar o carte, e dovada dorinței de a ne păstra istoria și poveștile de-a lungul timpului. Da, poți să începi. Mai comentați, vreau că eu nu mai pot. Da,